Bună, mă numesc Elena și sunteți pe canalul meu de YouTube Let's Teach. În acest filmuleț vreau să vorbesc despre prinderile laterale pentru gherghieful reglabil. Săptămâna aceasta am avut o întrebare de la o abonată. De unde am cumpărat aceste prinderi pe care le folosesc? Și mi-a venit ideea să încerc câteva variante făcute acasă, deoarece pe acel site ucrainesc, Milflor se numește, nu mai au pe stoc aceste prinderi și m-am gândit că aceste prinderi se pot face și în casă. Și o să vă arăt ce mi-a ieșit. Am mai studiat câteva alte tipuri de prinderi. Și o să vă mai arăt, în total o să fie trei prinderi, printre care și varianta mea de acest tip. Prima prindere, cea mai simplă, cel mai simplu ce putem să găsim, e cu elasticile de păr. Acest lucru se găsește foarte ușor și aceste cârlige de la perdele. Eu le aveam deja acasă, nu le folosesc la perdele și, după cum vedeți, cine a inventat această prindere a folosit același lucru. Deci putem foarte simplu să folosim. Elasticile de păr. Picăm. De gherchefu de pe. Și e același lucru. Poate nu în toate cazurile putem să folosim elasticile de păr, dar în cazul în care e o diferență mai mare, pe această parte a gherchefului laterală se poate desface de aici. Aceasta se scoate și se îmbracă cum ar veni așa să fie și să se prindă. Și iată, la fel, dacă e mai, cu mult mai mică pânza decât ghergheful pe care lucrați, puteți să faceți și această variantă. Următoarea variantă în care am făcut-o e ceva aproximativ de genul ăsta. Și am folosit la fel bandă elastică pe care am cumpărat-o din mercerie. Se vinde la metru cam 1,50 lei, 2 lei, depinde. Am folosit bandă elastică de 2,5 mm. Am cumpărat și alta de 4 mm, dar nu am cum să o prind în chestiuțele astea, care tot le puteți găsi în mercerie. Eu am fost în mercerie de pe calea Rahovei 338. Acolo am găsit tot ce mi-a trebuit. În afară, n-am întrebat, nu știu dacă au de-astea cârlige, dar posibil să aibă și cârlige pe acolo de-astea. Aceste lucruri, chestiile am de pe AliExpress, am dat comandă de foarte mult timp. Făceam înainte brățărele și mi-au rămas multe, dar am văzut că sunt și în magazin, adică puteți în mercerie să mergeți să le cumpărați. Și elasticul ăsta, șnurul ăsta elastic, e de foarte multe culori. Eu mi-am ales aceste două culori, gri și bej. Dar vă alegeți orice culoare ce vă place.
Desigur, este și în merceriile online, dacă doriți. Am luat și am tăiat aproximativ 28-30 de centimetri și le-am prins cu ajutorul unei clește, care tot îl foloseam la făcut brățări. Și pot să vă arăt că e cam același lucru. Și vă costă mult mai ieftin în cazul în care vreți să dați comandă, de exemplu, din altă țară sau. Și iată. Unica chestie ce nu-mi place mie la acest tip de prindere este faptul că se mălângănă bucata aceasta. La început mă cam deranja, acum m-am obișnuit, dar totuși o să vă arăt a treia variantă în care firul ăsta este în partea cealaltă și o să fie mult mai, parcă îmi pare mie că e mai comod. Deci, mergem la a treia variantă. Și este format din, la fel, un șnur elastic. Sincer, nu știu cum se numește această chestie. Am uitat să o întreb și pe doamna de la mercerie, dar sigur se găsește. Deci, ce am făcut în cazul dat? La fel, am tăiat un șnur de 20-30 de centimetri, 30 de centimetri, 28-30 de centimetri. Am pus și acest opritor cu capac. Haideți să facem chiar unul. Mi-am luat mai multe ca să am pentru pe viitor. Pentru că șnurul ăsta elastic, de exemplu, am una deja care mi s-a stricat. Iată. Și mai pot să mai prind, dar nu mai ține atât de bine și de aceea am încă multe lucrări pe care vreau să le fac. Prindem asta. De aceea și am zis că cel mai bine 2,5 mm e cel mai ok pentru. Și aici trebuie înnodat. Deci am pus și următoarea căpăcelul. Și o să vă arăt cum se poate prinde cu prin această variantă. Deci, cum o prind? O trec prin această buclă, o dau în partea aceasta și cu o mână o țin, cu această mână țin și cealaltă prinde. E un pic cam dificil la început, pentru că e destul de. Să încercăm așa. Așa. Și dacă e prea slabă, o mai tragem de aici. Și e destul de fixă. Și pânza e trasă destul de bine. Puneți, știu, eu folosesc câte două prinderi de fiecare parte, dar puteți 3-4, depinde și de mărimea gherchefului. După cum am spus, în cazul în care e foarte mare diferența, puteți să băgați pe această parte, să o îmbrăcați și o să fie mai ușor, sau putem să mai dăm așa și doar de una, de o singură prindere, să se țină.
acest lucru, putem să-l dăm în spate și ne ajută, adică în partea aceasta nu ne încurcă nimic, așa cum e la acest tip de prindere. Deci, a treia variantă mi se pare cea mai opțională și cea mai ok. Deci, chestiile astea stau într-o parte și nu mai e. Iată, de exemplu, aici, dacă atunci când cos, se mai aude zdrângănitul ăsta. Bine, aia poate fi scoasă, dar totuși când e prea mare, vine deasupra lucrului și mai deranjează sau de desubt. Acestea au fost variantele mele de prindere. Înainte cosam coață de partea aceasta, dar mi se pare că pierdeam prea mult timp. Dar acum, de exemplu, astea sunt, pentru mine sunt cel mai ok chestii. Încercați, dacă v-a plăcut, mă bucur. Sper să vă fie de folos acest filmuleț. Ne vedem curând. Pa, pa!